Natura, omul și universul la Muzeul Cotroceni. Vorbim despre tema unei expoziții care include opera pictorului Emil Ciocoiu, reprezentând o excepțională viziune artistică. Sunt expuse în aceste zile 100 de lucrări ale pictorului român, care și-a clădit în zeci de ani o carieră artistică în Germania. În cele 100 de lucrări expuse e vorba de natură, om și univers. Să ne oprim puțin la om, este vorba despre dialogul etniilor, religiilor și așa mai departe, culorilor omenirii, strânse într-o compoziție sau în mai multe compoziții în care fiecare cu simbolul său este invitat la dialog prin elementele pe care le-am găsit, elementele simbolice, caracteristice fiecare religii. Este o expoziție unică, este o expoziție grandioasă, avem ocazia să-l redescoperim pe Emil Ciocoiu, asta în caz că nu-l cunoaștem și acum avem uimirea aceasta, evoluând undeva pe o scară de sentimente pure a descoperirii operei lui Emil Ciocoiu. Este vorba de o punere în temă, într-un cadru superb, aici la Muzeul Cotroceni, a operei sale. Precum se vede, pe cum ați văzut, este vorba de o tematică generoasă, tratată într-o manieră de mare clasă, de pic. De mare Emil Ciocoiu s-a născut în 1948, la Șasa, lângă Târgu Jiu. A absolvit în 1974 pictura la Academia de Artă Nicolae Grigorescu din București, la casa profesorului Gheorghe Șaru. A primit o bursă Aman și a evoluat până în momentul în care viziunea sa artistică, marcată de o profundă meditație filozofică, a intrat în conflict cu cerințele societății comuniste. În 1980 s-a stabilit la Aachen, în Germania, unde alături de soția sa, violonista a orchestrei simfonice din Aachen, și inspirat de ea, și-a clădit tușă cu tușă o carieră deosebită. Criticii de artă din țară și din străinătate spun despre opera pictorului Emil Ciocoiu că impresionează, luminează, îmbogățește, face nevăzutul văzut și viitorul nil face prezent. Expoziția de pictura lui Emil Ciocoiu de pe Simeza muzeului Cotroceni rămâne deschisă până în data de 22 iunie.